Eu astăzi alături de mine o am pe Larisa Iordache. Bună, Larisa, ce faci? Bună, bună, fetelor. Mă simt foarte bine, mulțumesc. La câta ședință de epilare definitivă ești? Am făcut-o pe cea de-a doua și deja se văd rezultatele. Este pentru mine wow, pentru că chiar până în momentul de față era un moment dificil când mergeam la epilare, pentru că durerea, toate fetele știu chestia asta, nu era un moment de relaxare, chiar așa cum spun bărbații, dar în același timp mă bucur că am scăpat și scap în continuare de firele de păr care mă chinuie câteodată. Ce se întâmplă de fapt când se face acest tratament cu laser? Vom distruge foliculul pilos încât el să nu mai fie activ și să ne creeze problemele de zi cu zi. Cum trebuie să ne pregătim pentru o ședință de epilare cu laser? În primul rând, trebuie să nu avem pielea iritată, nu avem voie să ne expunem 3 zile înainte, 3 zile după ședință la soare, nu avem voie să ne administrăm medicamente antiinflamatoare și fotosensibile, făcând absorbția de lumină și există riscul de înroșire foarte puternică. În rest, protocolul de lucru este destul de simplu și foarte ușor de aplicat oricărei persoane. Larisa, trebuie să-mi spui dacă e dureros. Având în vedere că sunt prietenă oarecum cu durerea, o suport, dar într-adevăr este dureros, dar prefer să am ședințele astea de durere. Cum zice, baba suferă la frumusețe, dar este mult mai ok după. Când o să termin, cred că o să fiu cea mai fericită, pentru că, unu, scap de durere și scap și de părul nedorit. După prima ședință ai văzut niște rezultate vizibile? Da, categoric am văzut și chiar de la a doua sunt uimită. Cred că orice femeie își dorește să scape de părul nedorit. De câte ședințe avem nevoie ca să scăpăm definitiv de părul nedorit? Recomandarea noastră, avem între 8 și 12 ședințe, în funcție de statusul hormonal al fiecărui pacient în parte. Și pe ce perioadă se desfășoară aceste ședințe? Lucrând cu laserul, recomandarea o avem undeva la 6 săptămâni interval între ședințele de lucru. Există vreo contraindicație pentru acest tratament? Nu, în momentul de față nu avem contraindicații. Pe perioada sarcinii nu avem voie. Viitoarele mămici au un dezechilibru hormonal, ceea ce înseamnă că ne-ar pune pe noi în dificultate ca și rezultate optime în urma ședințelor. O ultimă întrebare pentru tine, care nu are legătură cu epilatul. Vreau să te întreb, cum te simți că ești cea mai medaliată gimnastă româncă de la campionatele europene? Asta am aflat-o și eu anul trecut, după campionatul european de la Mersin. Mă bucur foarte tare pentru acest rezultat, pentru că oarecum mi-a dat mie o speranță, mai multă încredere în mine și sper din suflet ca acest record pe care l-am obținut să mi-l dobor singură, pentru că îmi doresc să devin cea mai bună varianta mea, atât ca sportivă, cât și ca femeie în viața de zi cu zi. Și, nu știu, sper la cât mai multe medalii. Vă mulțumesc și o să predau imediat legătura în platou.